pasionată de pictură de când sunt foarte mică și ceea ce mă motivează este viața în sine. Este modul în care pot să exprim ceea ce, felul în care percep viața, în care percep natura, în care percep cultura în care m-am născut. Acum, marea majoritate intereselor mele provin din credință, din ortodoxie și din natură, din felul cum percepe Dumnezeu din natură și din relațiile interumane. Dar înainte de asta am avut și o perioadă în care m-am focusat mai mult pe frustrări și asta am cumva se simte în gesturile pe care le fac în lucruri. La început aveam un stil mai neo-expresionist și se legau de tema mamei și a lipsei mamei, uite când eram destul de mică. Și apoi, descoperindu-l pe Dumnezeu, am trecut mai mult la rezolvarea acelor frustrări prin credință. Și lucrarea de față se numește Structuri Revelatorii. Ea a pornit de la o emoție pe care am avut-o, o experiență care a fost în mare parte vizuală și anume găsirea Duhului Sfânt în creație și prin acest pattern, în principiu. Și apoi am descoperit și un text biblic din ăsta, teologii, când Dumitru Strănilă spune că orice om, indiferent de credință sau de nivel, poate să îl descopere pe Dumnezeu prin structurile interioare ale vieții, minerale și organice. Și atunci am folosit efectiv natura și aici este un mucegai. Este o lucrare mucegai, dar apoi am conservat mucegaiul și peste acea structură am pictat. Și atunci tot timpul iau lucruri naturale care sunt deja făcute și adaug intervenția mea. Thank you.